ținta ta obiectivul nostru. 1+TV lansează cea mai provocatoare săgeată în joc. Aliniază ținta ta și devină membru în cea mai exclusivistă campanie. Excelența definește titlul. Campania de excelență de la 1+TV. Veți convinge gorjenii care au plecat să se întoarcă să lucreze aici dacă vor găsi unde și pe salariu minim pe economie? Cred că vom avea gorjenii înapoi, în Gorj, în Târgu Jiu, în alte localități, în momentul în care ei vor vedea că și în județul Gorj s-au realizat câteva lucruri pe care ei le așteaptă și nu cred neapărat că este vorba de salariu pe care îl câștigă, ci mai degrabă de calitatea vieții. Să vadă că au un spital decent, să vadă că au infrastructură decentă, să vadă că au un sistem de educație decent și atunci sunt convins că, gândindu-se la copiilor, vor putea rămâne în județul Gorj. Parlamentarii vor genera un guvern, așa se termină alegerile parlamentare de fiecare dată. Și acel guvern trebuie să aducă și zona asta a țării, Oltenia, județul Gorj, în zona de investiții. Ne-am bazat pe minerit și energie, dar uite că am ajuns în momentul în care mineritul și partea asta de energie nu mai reprezintă foarte mult pentru Gorj, adică nu mai reprezintă în sensul că trebuie să găsim și alte oportunități. Practic toată zona submontană poate fi, într-adevăr, o șansă, o altă șansă pentru județul Gorj. În altă ordine de idei, cred că nu trebuie să lăsăm deoparte nici interesul pe care l-am avut până acum pentru minerit și energie. Eu cred că trebuie să lucrăm împreună și să realizăm că numai folosind toate șansele pe care le avem, putem să creștem. Ce va face deputatul Dan Vâlceanu în următorul mandat? Să începem măcar să schimbăm câte puțin din aceste lucruri. Păi, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să încerci să găsești soluții la probleme vechi de 10 de ani care nu au fost rezolvate până acum. Și am să vă dau un exemplu. Satul nou de la Albeni. Această problemă a început în 2005-2006 și este nerezolvată nici până acum. Vorbim de aproximativ 270 de familii care au o casă, dar n-au terenul de sub casă. Vorbim de proprietăți care acum sunt, de exemplu, la complexul energetic Oltenia, biserici, cimitire, apă, canal, drumuri, care au nevoie de o schimbare legislativă pentru a putea ajunge la autoritățile publice locale pentru a se putea investi în zonele respective. Am văzut că în momentul de față atât PSD-ul cât și PNL-ul s-au transformat în ținte electorale pentru Alianța USR Plus. Cum vedeți dumneavoastră acest context și care e mesajul pe care îl transmite în același timp USR Plus vis-a-vis de electoratul pe care vrea să-l atingă cu acest mesaj? USR nu este adversarul nostru politic, Partidul Social Democrat este adversarul politic al Partidului Național Liberal și, din punctul meu de vedere, trebuie să le dăm românilor obiectivul pe care l-am expus de atâtea ori sau în ultimii ani. Fără PSD. România fără PSD. Practic toată lumea își dă cu părerea vis-a-vis de acest plan de eficientizare. Care este opinia dumneavoastră, dacă se poate, un termen că se poate de succinți? Este prima dată după Revoluție când la Complexul Energetic Oltenia există un plan foarte clar asumat până la nivelul guvernului și apoi agreat cu Comisia Europeană. Și acest plan este gândit și pus în aplicare de un manager care a mai făcut acest lucru înainte la SNLO. Mă refer aici la Daniel Burlan. Deci toate elementele pentru ca această eficientizare a Complexului Energetic Oltenia să fie un succes sunt pur și simplu la acest moment îndeplinite. Domnule deputat, dacă țineți la Gorj și la gorjeni, spuneți-mi cel mai important proiect al dumneavoastră pe care să ne-l prezentați peste 4 ani ca fiind finalizat pentru județul Gorj. Pentru că avem, așa cum știți, momentul 1 septembrie 2021 în care va intra o nouă lege a pensiilor în vigoare, care va genera și mai multe inechități și trebuie modificată neapărat până la acel moment.
a fost primită invitație din partea Comisiei Europene pentru a depune notificarea privind planul de eficientizare. Până acum noi fusesem în perioada de prenotificare și practic odată cu invitația Comisiei de a depune notificarea, asta înseamnă că planul acesta de eficientizare este agreat în linii mari de Comisie și nu există niciun fel de problemă în a fi pus în aplicare și aprobat. Și mai mult decât atât, cred că acest subiect ne avantajează inclusiv din punct de vedere electoral, pentru că eu cred că gorjenii au văzut acum în acest an de guvernare faptul că cu voință politică poți să deblochezi cariere, cu voință politică poți să reiei investiții care au fost abandonate și cu voință politică poți să oferi Complexul Energetic Oltenia un plan de care avea nevoie de mai mulți ani, dar care până acum nu a fost realizat. Partidul Social Democrat este adversarul politic al Partidului Național Liberal. Ținta ta, obiectivul nostru. 1+TV lansează cea mai provocatoare săgeată în joc. Aliniază ținta ta și devină membru în cea mai exclusivistă campanie. Excelența definește titlul. Campania de excelență de la 1+TV.